ordonanța de urgență prin care a fost prorogat termenul de intrare în vigoare a acestei legi, o altă măgărie marca PNL, la două zile după adoptare vii cu ordonanță și pui Parlamentul între paranteze. Deci această lege de aprobare a ordonanței nu a trecut prin Senat. A fost respinsă. Ca urmare, guvernul trebuie să dea alocațiile imediat ce se pronunță Camera Deputaților dacă menține aceea situație. Al doilea lucru. Nu există intenția Partidului Național Liberal de a majora punctul de pensie. Pe de o parte ne-au spus că există bani în buget. Bugetul n-a fost dezbătut. N-avem toate datele ca să putem să facem o analiză. Pe de altă parte, întrebați fiind punctual dacă vor majora punctul de pensie, spune că vom vedea. Vezi declarațiile tuturor miniștrilor din guvernul Orban. Al treilea motiv. La data de, în luna iunie, da, se majorează prețul pentru gaze. Iulian Iancu a făcut o afirmație și eu tind să-l cred, pentru că are toate datele necesare, că prețul la gaze se va dubla în luna iunie. De ce se dublează în iunie? Că oamenii treptat să ia impactul unei asemenea majorări. Din iunie până prin noiembrie nu prea se consumă gaze, dar în noiembrie se va vedea, în decembrie se va vedea și în luna decembrie anului 2020 este prevăzută majorarea prețului la energie electrică și aici calculele făcute de același parlamentar ne arată că putem să avem o dublare a prețului. Sigur că și dumneavoastră și opinia publică își pun întrebarea ce urmează și dacă pot fi organizate alegeri anticipate. Eu aș vrea mai întâi de toate să fac referire la câteva texte constituționale care sunt importante. Articolul 110 aliniatul 4 din Constituție. Guvernul, al cărui mandat a încetat, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Ce înseamnă acest lucru? Că nu mai poate da niște ordonanțe de urgență. Asta nu înseamnă că nu ar putea guvernul să ia toate ordonanțele de urgență pe care le-a avut pe ordinea de zi, să le trimită Parlamentului ca proiecte de lege cu solicitarea de analiză în procedură de urgență. Precizând care sunt cele mai urgente, pentru că noi nu știm. Uitați, eu am fost ministru apărării și am văzut aici că era o ordonanță de urgență privind unele măsuri și acte normative în domeniul apărării. Nu știu la ce se referă, nu știe nimeni, pentru că n-a văzut nimeni acest proiect publicat. Deci există soluții ca să se poată face guvernarea în continuare. Afirmația domnului Orban că sunt lucruri importante este valabilă până la un punct. Lucrurile importante trebuie rezolvate în cadrul constituțional. Articolul 103 din Constituție spune așa. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament. Nu e cazul la noi astăzi. Ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Ieri, PSD și Pro-România au propus un candidat la funcția de prim-ministru. Sunt 233 de parlamentari care susțin această opțiune. Nu am propus un candidat doar ca să jucăm într-o piesă de teatru. Am propus un candidat care poate fi acceptat de președintele Klaus Iohannis. Domnul Remus Pricopi, îl cunoașteți toți. E și dâmbovițean printre altele, rector la SNSPA, a fost ministrul educației, cu rezultate care nu au fost proaste. În același timp este cunoscut ca absolvent da, și bursier Fulbright, este un apropiat al Statelor Unite ale Americii, lucrează cu Banca Mondială, este agreat inclusiv semnele pe care le faceți, da? Și foarte important, recent decorat da, de președintele Klaus Werner Iohannis pentru servicii aduse acestei țări. Are experiență guvernamentală, are vederi de centru stânga și nu a fost activ politic da? Niciodată. Nici când era membru al guvernului Ponta, nu l-ați văzut prea mult implicat în politică. De aceea îl susține. Ce ar trebui să facă președintele Iohannis?
luând act de această majoritate, dacă am fi într-o țară normală, cu principii democratice solide, ar trebui să-l deseneze și să-i dea șansa să formeze un guvern. Nu știm dacă îl poate sau nu forma. Pentru că să aibă susținere și nu, ar trebui să stabilească care e majoritatea, care e programul de guvernare, cine îl susține. Dar așa ar fi normal. Ce declarați, ce text mai are incidență? Articolul 89 aliniatul 1, în privire la care am mai discutat mai devreme, după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu acorda votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. Ce pași ar fi necesar? Primul, consultarea partidelor politice. Domnul Iohannis este grăbit, vrea anticipate cu orice preț, face astăzi consultări. Diseară vom vedea că anunță candidatul la primul ministru în persoana domnului Ludovic Orban. De ce? Pentru că a spus repetat că va face aceeași propunere și ne-a spus aseară în declarația de presă că un guvern va trebui să fie format de PNL sau în jurul Partidului Național Liberal. Pasul 2. Domnul Orban ar avea 10 zile. Sunt convins că va veni nu mâine, dar până luni vine cu guvernul și cu același. De fapt, au și spus astăzi. Același guvern, aceeași structură, aceiași oameni, același program de guvernare. Îl va înregistra această situație la Parlament. De aici trebuie să convocate cele două camere ale Parlamentului în ședință comună. Și opinia mea este că dacă PSD-ul nu are un blat sau a renunțat la blat legat de alegeri anticipate, dacă UDMR-ul își urmărește foarte atent interesele și Pro-România rămâne în situația de aliat pentru, deci nu pe un proiect mai lung, ci pentru această situație de criză politică, nu se va putea face, probabil, majoritatea necesară ținerii ședințelor reunite ale Parlamentului. Este o situație pe care eu am enunțat-o aseară într-o emisiune de televiziune și nu pentru că, cum să zic, e nu știu ce mare invenție, ci pentru că a fost aplicată în anul 2009 de PDL și Traian Băsescu. Vă aduc aminte că atunci au fost desemnați trei premieri, Klaus Werner Iohannis, Lucian Croitoru și Robert Negoiță. Parlamentul nu s-a întrunit niciodată într-o ședință în care să existe majoritatea necesară, da? Lorii în discuție a investirii guvernului și aprobării programului de guvernare. Ce va rezulta de aici? Că această criză, să spunem, politică forțată va continua și că probabil vom avea un guvern după alegerile locale. De ce zic după alegerile locale? În momentul acela nu va mai fi timp pentru alegeri parlamentare anticipate sau nu mai au nicio rațiune. De ce le-ai face în septembrie sau octombrie în loc de noiembrie? Nu se pot face alegeri parlamentare anticipate. Nimeni nu va risca să le facă în iulie sau în august. Și sunt termene, da, care trebuie totuși respectate. Chiar și acela de 50 de zile din ordonanța de urgență a guvernului. Mai vreau să vă spun că o suprapunere ale alegerilor locale cu cele generale nu cred că este tocmai benefică pentru niciun actor politic și nici pentru cetățeni. Din două motive. În primul rând, știi, unii ar spune că trag toți, adică alegi local, da? Candidați la parlamentare, de aceea și căruță, și că în felul acesta rezultatele partidelor politice care au structuri solide vor fi mai bune. Dar se creează niște confuzii. Prima confuzie. Candidații vor fi unii și pe listele de la locale și pe listele de la parlamentare. Pentru că nu știi unde poți să câștigi. Și atunci oamenii nu vor mai ști nici de ce votează și pentru cine votează. Îl votează pe Țuțuianu pentru Consiliul Județean, pentru Senat. Pentru ce îl votează? Pentru consilier județean.
Și asta este valabil pentru toți liderii politici. Niciunul nu va risca să nu fie și pe lista de locale și pe lista de naționale. În al doilea rând, se vor amesteca temele locale cu temele generale. Omul nu va mai înțelege dacă importantă e problema comunității locale și alegerea primarului și sau temele generale, Siju, gazele naturale din Marea Neagră și așa mai departe. În al treilea rând, gândiți-vă că un cetățean va primi 6 buletine de vot. Deci Consiliul Local, primar, Consiliul Județean, președinte de Consiliul Județean, deputat, senator. Cred că este ușor de înțeles că mulți oameni vor avea dificultăți în exercitarea dreptului de vot. În special oamenii mai în vârstă. Și nu pentru că nu știu, ci pentru că sistemul va fi complicat, da? Ai nevoie de timp mai mult în secția de vot și așa mai departe. De aici va rezulta și o aglomerație la secțiile de vot și probabil prelungirea votului. Modul diferit de constituirea circunscripțiilor electorale. La alegerile locale, fiecare comună, oraș, municipiu este o circunscripție electorală. La alegerile generale, județul este circunscripție electorală. De aici trebuie să ai birouri diferite și așa mai departe, costuri, cheltuieli. Și, în sfârșit, dificultăți în exercițiul dreptului de vot. Dacă ținem cont de ceea ce spune legea actuală, dar și ordonanța pe care nu știm cum a adoptat-o guvernul. La alegerile locale trebuie să votezi în localitatea de domiciliu, primar, consilier local. La alegerile generale, da, ne spune legea că poți să votezi oriunde în județ, da, iar ordonanța ne spune că poți să votezi oriunde în țară, chiar și prin străinătate. Vă dați seama că ce bulversare va ieși și ce riscuri majore de fraudă în condițiile în care nu mai știi dacă unul, nu, că vine și votează pentru generale, dar nu votează pentru locale. Va fi un balamuc care va crea condiții de fraudă. Și fraudă generată și din necunoașterea legii și din modul de gestiune a procesului electoral, nu neapărat făcută cu intenție. Ce mai cred eu că se poate întâmpla? În condițiile în care Parlamentul nu se va întruni ca să discute cu privire la investirea guvernului, să asistăm la sesizarea Curții Constituționale pentru un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președintele României. Și de aici, sigur că Curtea Constituțională va avea din nou misiunea să dea o soluție, care sigur va fi acceptată de unii, contestată de alții, dar care va influența viața politică pe următorii ani. De ce cred eu că nu se va constitui o majoritate în Parlament? Partidul Social Democrat. Am și postat și îmi păstrez opinia. Dacă vor avea loc alegeri anticipate, riscă să înregistreze un scor foarte mic. Astăzi are între 22-25% pe cele mai optimiste sondaje. Și riscă să devină un partid regional. Pentru că cele mai bune rezultate pot fi obținute în zona de sud, în Oltenia, Muntenia, în Dobrogea sau în Moldova. În Ardeal sunt zone, cum e Clujul sau Timișul, unde Partidul Social Democrat are undeva la 90%. În al doilea rând, nu s-a absorbit, să spun așa, în conștiința publică rezultatele proaste ale guvernării PSD. Prestația doamnei Dăncilă, prestația lui Dragnea, lucrurile care țin de trecut, n-au fost uitate de opinia publică și este de vreme la 3 luni de zile după ce ai pierdut o guvernare într-un mod lamentabil să vii să spui că astăzi ești astfel. În al treilea rând, congresul PSD-ului, a cărei dată nu a fost anunțată, va produce anumite deranjamente interne, să nu spun rupturi, poate e prea mult. Așa, în paranteză, fie spus, ieri, prin trecerea moțiunii, domnul Marcel Ciolacu a devenit președinte al Partidului Social Democrat. Nu cred că cineva va intra să-l concureze, pentru că va avea atul principal care e interesat structura
să spunem, partidului. Și, în sfârșit, vor fi și disfuncții pe listele electorale și asta pe, la toate partidele. Nu, așezarea asta unora și pe lista de locale și pe lista de generale va genera dispute, neînțelegeri și așa mai departe. Și ultimul lucru pe care l-am sesizat și eu și l-am văzut pe domnul Adrian Năstase că l-a sesizat, concomitent, nu știu care a fost primul dintre noi, 2024, alegerile vor fi în luna iunie, să zicem, sau iulie, Klaus Werner Iohannis va fi președinte al României și va putea să desemneze iarăși candidatul la prim-ministru pe care îl dorește. Se constituie o majoritate care să ducă România până în 2028. Excluderea Partidului Social Democrat. UDMR-ul este interesat în continuare de votul pe un singur tur de scrutin la primari, pentru că în comunitățile unde are 25-30%, 35% poate scoate un primar. Partidele românești sunt 4-5, împart votul etnicilor români. Este interesat de votul uninominal pentru președinții de Consilii Județene, pentru că sunt județe unde au 35-40% și au scos președinți de Consilii Județene. Și în al treilea rând, nu cred că riscă pe mâna unui nou guvern Orban, pentru că domnul Orban ne-a spus aseară ce va face cu turul, cu două tururi și cu alegerile uninominale pentru președintele Consiliului. Și a spus, printre altele, dacă vom face un nou guvern, vom adopta o ordonanță de urgență. Ca urmare, interesul UDMR-ului este să stea acasă, nu să vină în Parlament să creeze majoritatea necesară. În ce privește pro-România, câteva lucruri aș vrea să vi le spun, sunt opțiunile mele, dar cred că sunt